Biblioteca Națională a Republicii Moldova își are începutul de la prima bibliotecă publică guberneală din Basarabia. Iată că pe parcursul a două secole, ea își dezvoltă colecțiile, serviciile, spațiile pentru comunitatea în care ea se află, unde este amplasată și pentru care activează. Acum 190 de ani, când se punea prima piatră de temelie la Templul Cărții din Chișinău, gândul te duce la primul spațiu al bibliotecii format din două cămăruțe în casa lui Bogaciov. Se întâmpla în anul 1834. Mă aflu în secția dezvoltare și evidența colecțiilor, care duce evidența celor aproximativ 3 milioane de documente. Biblioteca Națională are nobila misiune de achiziționare, organizare, dezvoltare și conservare a colecțiilor. Peste 2 milioane și jumătate de unități materiale în peste 30 de limbi ale lumii. Orice titlu care se editează în Republica Moldova, două exemplare vin în Biblioteca Națională. Un exemplar este de rezervă, ca patrimoniu scris din țara noastră. Aici catalogăm și descriem toate tipurile de cărți, toate tipurile de documente, pentru ca cititorul nostru la un click distanță și-și găsească toate informația de care are nevoie. Ce se vede cu ochiul liber în fața bibliotecii sunt câteva nivele cu ferestre mari și uși larg deschise. În spatele sălilor spațioase de cercetări și lectură, mișună un adevărat mușuroi. Lectura publică cuprinde circa 175.000 de documente, precum cărți, teze, rezumate de teze de doctorat, CD-uri, material în grup, documente și materiale ale ONU și OSCE. Nouă etaje, toate pline cu cărți, enciclopedii, broșuri, buclete, ziare, reviste și documente frumos aranjate pe policioare. Peste 20 de kilometri de rafturi, condiții de păstrare stricte, întuneric, temperatură de 20 de grade Celsius, izolare fonică. Una dintre prioritățile strategice ale bibliotecii este conservarea patrimoniului național imprimat și păstrarea acestuia în cele mai bune condiții. Nu poți să pui mâna pe o carte infectată. În primul rând o dezinfectăm, deci folosim camera de dezinfecție. După asta o aerisim bine. Și după, o curăță, filă cu filă. Uitați-vă o carte totalmente restaurată, totalmente, pe parcursul a unei luni. Cel mai mult timp mi-a luat mie pentru restaurarea unei cărți, jumătate de an. Da. Așa că e foarte migălos, trebuie să ai răbdare, trebuie să ai talent și foarte, foarte util și strict necesar pentru un restaurator, păstrarea originalului. În calitate de Bibliotecă Națională a Republicii Moldova, această instituție își are începutul de la 29 mai 1990 prin hotărârea Colegiului Ministerului Culturii de atunci, în calitate de ministru fiind regretatul Ion Ungureanu. Să vedem ce solicită utilizatorul. Are nevoie de ziar sau de revistă? El are nevoie de ziar. El are nevoie de Sovietskaya Moldavia din anul 89. El se află la nivelul 1. Aici se păstrează ziarele raionale, centrale și de tiraj mic. Fondul de reviste și de ziare este într-o permanență dinamică. Ziarele datează din anii 1945, iar cronologia revistelor începe din anii 1800 până în prezent. Ziarele reprezintă pentru noi o memorie, o memorie enormă care noi o păstrăm cu sfințenie.
Calendarul Național și magazinul bibliografic sunt mândria Bibliotecii Naționale, iar activitatea editorială a luat avânt la începutul anilor 1990. Publicația de referință a Bibliotecii Naționale, Calendarul Național, a ajuns la cea de-a 30-a aniversare de la apariție. Calendarul Național, promotor a valorilor cultural-spirituale, a devenit carte de vizită a Bibliotecii Naționale, care se regăsește în colecțiile bibliotecilor din România, Lituania, Ucraina, Polonia, Statele Unite ale Americii și alte biblioteci. O altă mândrie a Bibliotecii Naționale este revista Magazin Bibliologic, care pe parcursul a 30 de ani este un suport profesional pentru întreaga comunitate bibliotecară din Republica Moldova. De trei decenii, Biblioteca Națională editează anual în medie aproximativ 30 de titluri. Bibliografiile, publicațiile de specialitate, publicațiile promoționale, manuale, sinteze. Biblioteca Națională a Republicii Moldova are statut de Centru Biblioteconomic Național, care prestează activități educaționale continue, coordonează și oferă asistență metodologică pentru toți bibliotecarii din țară. Pe parcursul anilor, formatorii au folosit diverse inițiative, forme și metode de instruire, deoarece perfecționarea profesională a fost și rămâne o preocupare permanentă a bibliotecii. Timp de peste două decenii, Biblioteca Națională a Republicii Moldova a fost condusă de regretatul Alexe Râu, director general, filosof, scriitor, poet, dar și un mare bibliograf și iubitor de carte. Sub conducerea lui Alexe Râu, Biblioteca Națională a început editarea unei serii de bibliografii și materiale de referință. A fundamentat și a demonstrat necesitatea reformării bibliotecilor și a elaborat modelul cibernetic al managementului de bibliotecă. Grație susținerii fondatorului nostru, Ministerul Culturii, Biblioteca Națională a reușit să facă relații de parteneriat cu mai multe instituții social-culturale din țară, cât și acreditate pe teritoriul Republicii Moldova. Viitorul cărții tipărite e pe mâini bune. În ultimii ani, biblioteca a continuat digitizarea documentelor prin programul național Memoria Moldovei. Ne propunem în continuare să conservăm și să transmitem pentru posterioritate și patrimoniul cultural național existent în bibliotecile, în arhivele și muzeele partenere ale Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Secția Carte veche și rară trezește interes fiecărui vizitator care pășește pragul muzeului. Surprinde de altfel și emoția cu care personalul tratează aceste cărți. Cea mai mică carte din fondurile secției Carte veche și rară este această carte medalion, care are 9 pe 11 mm și conține un fragment din Coran. Un alt exponat valoros din fondurile secție carte veche și rară este acest document de proprietate care datează cu anul 1690. Copiii sunt cei mai entuziasmați. Pentru ei, călătoria prin lumea cărților este una fantastică. Наша коллекция очень разнообразна. Здесь мы можем найти книги на тему истории, мифологии, философии, искусства в первую очередь. Также в нашем пространстве часто проводятся выставки, например, графики, комиксов, различных картин. Colecția
Colecția Audio-Videoteca are un număr impresionant de înregistrări sonore, documente de muzică tipărită, cărți și publicații periodice din domeniul muzicii. Aceasta include toate genurile de muzică clasică și modernă. Aici sunt prezentate creații muzicale din diferite timpuri și ale diferitor popoare. Drept consemnare a meritelor deosebite în protejarea și valorificarea patrimoniului național documentar, acum 10 ani, Biblioteca Națională a fost decorată cu Ordinul Republicii. La 190 de ani, Biblioteca Națională a Republicii Moldova este în primul rând despre oameni.